Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la actualitatea economică și politică a zilei. Analizăm în ce măsură autoritățile noastre, guvernul, este cu adevărat pregătit și s-a pregătit să gestioneze situația cu care ne confruntăm. Pentru că văd reacții pe site-urile de socializare, văd reacții la oameni în diverse locuri în care merg, care sunt în linia că, domne, noi, populația, suntem scoși vinovați că nu facem, că nu trecem, dar ce a făcut până la urmă acest guvern timp de 7 luni de zile pentru a se pregăti pentru o eventuală creștere a cazurilor, în afară de a ne arăta cu degetul pe noi oamenii și a ne face pe noi răul și vinovații de serviciu, ce a făcut acest guvern până la urmă. Alături de mine, Marian Boanger, antreprenor, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit, sănătoși sper, în continuare, și doresc ca sănătate foarte multă întregii lumi care se uită la noi și întregii lumi care nu se uită la noi. Pentru că în perioada asta avem mici probleme cu concentrarea pe ceea ce este mai rău vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și dar ce se întâmplă o simplă în jurul nostru, bagatelizarea acestei. Că e o creștere, e o creștere peste tot, în multe părți ale Europei, în multe părți ale lumii, a numărului de cazuri, indiferent de situația socială, economică, politică și așa mai departe. Că s-a tot spus, se vehiculează, în România au fost alegeri, în România au început școli, dar creșterile sunt peste tot. Da, apropo că în România au fost alegeri și în România au început școli, peste tot au început școli, dar nu cred neapărat că din cauza începerii școlilor avem această creștere. Cu siguranță nu din cauza alegerilor care s-au organizat acum în septembrie, nu înțeleg de ce nu s-au organizat în martie, pentru că după cum bine se vede, alegerile n-au ucis pe nimeni. Numărul crescător de bine, cazuri. Bine, erau în iunie la termen, ar fi fost. Da, nu, zic începând din martie, așa cum era prevăzută începerea pregătirii, campania depunerii candidaturilor, precampania și toate cele. Nu înțeleg de ce au fost amânate. Se pare că dintr-o frică de ceva necunoscut. Era totuși necunoscut la acel moment, exact, domnule Boanger. Da, dar da. Acum nu mai putem să spunem că ne-a luat prin surprindere revenirea iernii. Sau, da, bun. Situația creșterii, care este o creștere în tandem cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Adică nu doar la noi crește numărul cazurilor și nu doar la noi există o situație panicardă, situație deosebită, se întâlnesc și în state, să zic, cu pretenții mai mari la nivel organizatoric. La noi situația, ca și în restul Europei, aș pune pe o relaxare, banalizare și practic un soi de plafonare a oamenilor în gândul că, cu gândul că boala există, eu n-am luat-o, chiar dacă odată n-am purtat mască. Au obosit oamenii să fie prudenți și în alertă? Nu cred că au obosit, pur și simplu le-a cam ieșit din minte, din focus, acest aspect. Deși acest aspect nu ar trebui să iasă din focus și cred, dacă mă întrebați pe mine, autoritățile, și nu mă refer doar la guvern, deci credeți-mă, nu doar la guvern fac apel pentru a se focusa despre rezolvarea situației, ci la întreaga clasă politică, la întreaga autoritate conducătoare, fie ea centrală, fie ea locală, fie ea de orice tip, că e poliție, că e școală, că e orice fel, că e zonă sanitară, adică spitale, dispensare, medici de familie. Trebuie să păstrăm informarea și îndemnarea populației pe toate tipurile de canale informaționale,
pentru a nu pierde din vedere faptul că acest virus există și că responsabilitatea fiecăruia dintre noi este de a ne proteja pe noi și pe cel de lângă noi. Asta este clar. E, pe acest lucru nu s-a mai pus accent. Atunci, la început, era tot un focus pentru că toată lumea doar despre asta discuta. Era o chestie nouă, oamenii au preluat-o ca fiind și început să se ferească de ea, dar evident lucrurile au început să se, cum să zic, să intre într-o banalizare și deja oamenii au început să se relaxeze, nu prea mai sunt la fel de atenți la autoprotecție și la protecția față de restul. Am văzut locuri în care politicile anti-covid sunt impuse cu foarte multă strictețe, oamenii au făcut investiții foarte mari în locațiile lor, hoteluri, restaurante, săli de fitness și așa mai departe, ca să respecte anumite lucruri. Sunt și locuri unde am văzut că oamenii nu respectă. Deci, cumva este de la caz la caz, nu putem generaliza. Păi... Sunt persoane care sunt foarte stricte cu toate măsurile, sunt persoane care sunt mai nonșalante. Acest de la caz la caz nu ar trebui să existe. Aici este vorba despre responsabilizarea fiecăruia dintre noi, fie că suntem persoană fizică, în sensul că să avem grijă de noi, fie dacă că suntem persoană juridică... Dacă n-ar trebui să existe, domnule Boangăr, în loc să spui închid restaurantele, nu mai bine trimiți autoritățile în control de la restaurant la restaurant. Pe tine te închid, pe tine te țin deschis, pe tine te închid, pe tine te țin deschis, pe niște criterii că... foarte clare. Se pare că asta se intenționează acum. Știți că e mai nou, o nouă gălăgie referitoare la... circulația polițiștilor în civil care supraveghează respectarea regulilor anti-covid. Este evident că lucrurile acestea trebuie și controlate, nu doar impuse restricțiile și atât. Pentru a avea efect niște restricții presupune că trebuie să și controlezi în vederea aplicării anumitor sancțiuni aferente acestor restricții. Nu numai, dar să nu-i dai în cap ăluia care respectă tot, da, nu pentru dai că în cap unul tuturor. Nu respectă. Nu dai în cap tuturor pentru că unii, într-adevăr, sunt suficient de neatenți sau nepăsători referitor față de acest fenomen, încât neglijează toate cele necesare și atunci, devenind veriga slabă, lanțul se rupe. Da, domnule Boangăr, dar în 7 luni de zile, câte spitale am construit? Câți medici am adus înapoi? Câți medici am specializat? Asta este o altă discuție. Câte fabrici de măști și de nu știu ce am făcut în România? Deci ce am făcut ca și țară în aceste aici 7 luni de zile? Lucrurile au, într-adevăr, responsabilitatea poate fi împărțită în două părți. Că Văleu s-au terminat paturile de ATI. Păi, frățioare, da. 7 luni de zile, ce ai făcut? Le-ai numărat 2 la primărie, 2 la prefectură, 2 la casa de băieți, 2 la casa de fete? Da, nu. Ideea este că o atitudine corectă, eu mă întreb în momentul de față, în Consiliul Suprem de Apărare al Țării, de ce nu se ia în discuție organizarea unor departamente strategice alcătuite nu din oameni politici, alcătuite din oameni de specialitate pe domenii diferite, așa cum spuneam și în emisiunile trecute, de la sociologi până la comunicatori, până la matematicieni, statisticieni, mă refer, până la medici de toate tipurile, nu doar cum îi zice, eram să le spun virusologi. Imunologi. Dar ne conduce un anestezist, domnule Boangăr, și nu un imunolog. Și multe altele. Adică noi ar trebui să punem în aceste departamente strategice inclusiv armata, inclusiv SRI-ul, inclusiv toate aceste instituții care sunt specializate fiecare pe domeniul lor să acționeze și să elaboreze strategii de acțiune, tipuri de acțiune raportate în funcție de fiecare situație. Evident, acest lucru mă întrebam și eu. De atâta timp se face vorbire despre acest virus, se urmărește cu atenție și îngrijorare modul lui de evoluție, dar nu se face nimic. Bun, ok, vezi că situația este clar că nu are nicio tendință să se amelioreze brusc.
Adică nu poți să vii și să predicționezi. În două luni de zile de acum încolo nu va mai exista virusul, vom reveni la normal ca și cum era înainte. Nu, este clar că perioada, chiar dacă începe să scadă, în niciun caz nu va scădea brusc numărul cazurilor și să zici că gata, dispare. Nu, se vorbește despre o imunizare de turmă, dar pe o perioadă foarte lungă de timp. Da, această perioadă care afectează într-un fel sau altul din mai multe puncte de vedere viața oamenilor, da, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și din punct de vedere politic chiar, și din multe alte puncte de vedere, noi am stat fără să ne punem întrebarea, ok, se întâmplă chestia asta. Ca și efecte, am cam văzut ce s-a întâmplat în momentul în care s-a făcut acel lockdown pentru o lună. Ce s-ar întâmpla? Așteptăm să mai facem un lockdown? Să ne ducem cu totul? Deci să nu ne mai putem ridica? Măcar, nu știu, să ne preocupe faptul că într-o criză administrarea unei țări sau a unei situații ține de management. Managementul în sine reprezintă administrarea resurselor. Asta înseamnă managementul. Cum folosești sau cum faci să miști resursele așa cum trebuie, astfel încât tu să fii pe un trend plutitor, măcar dacă nu neapărat ascendent. Mai este un aspect, domnule Bongă. În ce măsură se joacă și din aceste cifre? Astăzi, când am ajuns la 3.000 de cazuri, avem și 30.000 de teste. Păi eu astăzi am făcut o postare pe Facebook, pe pagina mea personală și pe Instagram, da? Cu o coadă la drive-thru pentru testare. Este, nu știu dacă am, n-o să spun, în zona de nord a capitalei, într-o parcare a unui mare complex comercial, este un drive-thru unde te duci cu mașina, nici măcar nu cobori din mașină și ți se face acest test PCR, primești rezultatele după două ore. Eu m-am dus să mă testez, pentru că fac lucrul ăsta periodic. O dată pe lună mă duc să mă testez din proprie inițiativă. Nu am simptome și nu am nici alte situații, dar mă duc să mă testez periodic pentru că așa mi se pare corect. Pot fi asimptomatic și pot să transmit mai departe sau nu știu. Am familie, am și eu copii, am și eu părinți, am și eu, adică... Bine, e destul de neplăcut testul ăla, trebuie să spunem. E neplăcut, dar până la urmă... Și aici am niște rezerve. Au trecut 7 luni de zile, nu găsești altă metodă de testare care să fie mai puțin chinuitoare pentru oameni și să poată omul, nu știu, mă duc și mă testez zilnic, dacă e un test omenesc. Nu e vorba de... Nu. Era vorba de faptul că, în postarea mea, era vorba de faptul că acel test din acea parcare se plătește și costă destul de mult, costă în jur de 390 de lei. Da? Deși e scump, deși e neplăcut, era coadă destul de mare de mașini. La primele teste pe care mi le-am făcut, eram aproape singur. Acolo am așteptat două mașini în față. De data asta era coadă foarte mare, deși e scump, oamenii, și deși era coadă, oamenii stăteau să se testeze. Lucrul ăsta mă face să cred că totuși populația nu este total dezinteresată de ce li se întâmplă. Acum nu mai pot spune pe baza faptului că mâine, poimâine trebuie să plece în vacanță și au nevoie de test. Suntem în octombrie. S-a terminat perioada vacanțelor. Poate chiar și perioada vacanțelor a fost unul dintre motivele în care a făcut ca oamenii să circule și, evident, circulând, probabilitatea este mult mai mare de a contacta virusul decât stând pur și simplu și văzându-ți de un program foarte strict al tău de acasă la serviciu și, adică, cum să zic, grija pe care ar trebui să o poarte și omul față de el, dar și autoritățile față de noi, trebuiau să fie mult mai bine gestionate. Eu, spre exemplu, stau și mă întreb, din punct de vedere economic, România nu o duce bine. Nu o duce bine deloc. Ok, s-au făcut acele summituri la nivel european, s-au calculat niște potențiale sume aferente fiecărui stat, România s-a ales cu, nu știu, 80 de miliarde, cât a zis domnul președinte. Pe hârtie. Pe nehârtie, trebuie să facem proiecte pentru ele ca să poată fi accesați pe o perioadă de nu știu câți ani. Da? Mai mulți ani, adică. Bun, ok, avem niște bani, trebuie făcute niște proiecte. Ce resurse avem? România ce poate face din punct de vedere economic, raportându-se la vecinătăți și la cadrul
cum să zic, internațional, ce ar trebui să facă, ce ar putea face România ca economic să nu pice? Bun, avem cea mai importantă resursă din Europa, să zic așa, teren fertil pentru agricultură. La noi programele de agricultură au fost zero. Au fost zero. Sunt fix aceleași programe care erau și înainte de pandemie, în care, ok, să zicem că s-a mai venit cu o suplimentare pentru persoanele care au avut angajați și li s-au dat acele salarii sau s-au dat acele, cum să zic, compensări la salarii, care s-au dat și în celelalte domenii. Dar agricultura ar fi una dintre posibilitățile României de a se salva economic, să nu pici de tot, ok, pică din punct de vedere sanitar că pică toată lumea, dar economic nu te mai poți redresa atât de ușor, ok, revitalizează zona de agricultură. Și de mâncat oamenii trebuie să mănânce, exact. Orice s-ar întâmpla. Și nu mâncăm doar noi, că nu te gândești doar la noi, te gândești la ceilalți din zonă care știi bine că pot să acceseze față de tine zona de produse agricole și zootehnice. Deci România stă foarte bine într-una dintre statistici, din punct de vedere, ar putea stea și mai bine, asta voiam să zic, din punct de vedere al creșterii animalelor, spre exemplu, este pe locul 5 în Europa, după ce a ieșit Marea Britanie, care era printre primele, la nivel de capete de animale pentru carne, da? Ar putea să fie undeva mai sus, pentru că există aceste posibilități, însă nu sunt valorificate. Aici, din punct de vedere strategic, cineva trebuia în această perioadă să ia să analizeze ce ar putea să facă pe baza statisticii acestei perioade și să livreze niște programe din punct de vedere economic de susținere și de eficientizare a agriculturii. Măcar încurajăm treaba asta. Ok, nu există. Bun, hai să le facem. Avem bani din zona europeană. Îi stimulez pe investitorii locali să participe și ei, să pună una să facă, astfel încât, măcar din punct de vedere economic, pe zona asta, să avem un colac de salvare de care să ne agățăm. Ok, ai mâncare măcar. Poți să și mai este ceva, domnule Bongă, predictibilitate, pentru că sunt oameni de afaceri care nu mai știu în ce să mai investească sau dacă să mai investească, pentru că mâine dă guvernul o lege că, nu știu, să interzice orice. Da, nu poți nu să mai te apuci asta, să investești bani în fabrici. Apoi mai sunt încă vreo câteva situații care ne-au scăpat, din păcate, din vedere, tot din cauza asta a focusului pe lucruri. Urmărim cu atenție și îngrijorare evoluția pandemiei. Dar fă ceva în sensul ăsta. Păi să face ceva. PSD-ul e de vină. Ciuma roșie e de vină. Apropo de PSD, că am și câteva bube și împotriva lor. Apropo de PSD. Dar mă refer păi la faptul că... Asta e discursul. E sloganul, da, discursul. Să-i lăsăm pe cineva PSD. Cineva trebuie să fie de vină. Ok, a fost de vină PSD-ul, da? A creat o situație. Asta e situația. Hai să o rezolvăm acum. Dar ce a creat, domnule Bongă, PSD-ul? Ce a creat? Da. Un dezechilibru puternic. În ce? În tot. E PSD-ul la putere? Nu. Când a fost la putere, a creat acest dezechilibru. Vă reamintesc faptul că România, în momentul de față, nu are rezerve strategice de nimic. Stocuri de nimic. Ok, se consumau, dar n-au avut nici la început. Noi aveam stoc zero, zero. Da? Deci aia n-a mai fost din cauza PNL-ului. Adică, ok, dăm vina, dar nu e din cauza lor, e din cauza altor alți. Cine a venit cu propunerea de ridicare a pensiilor la 40%? Iertați-mă, matematica este foarte simplă. Suntem pe minus, punct. Ce vrem să vorbim? În plus de faptul că parlamentul lor dă cum ar veni cioara din mână pe cioara de pe gard. Nu vor putea să plătească acele pensii de mărite cu 40%, deși guvernul venise cu o propunere de 14%, din câte țin minte. Au anulat-o, pe aia au zis, nu, 40%, atunci ce facem? Deci, inconștiența asta, nici nu știu cum să o zic, dacă e bazată pe cinism sau pe... Aici trebuie să vă dau dreptate. Sunt umflate niște sume... Dar mai e și altă situație. Cinismul acesta este dus la extrem, în sensul în care, domnule, haideți să fim serioși, trebuie modificată legislația și electorală. Ce e asta cu, spre exemplu, ce s-a întâmplat la capitală? Bun, da, au fost aleși consilieri. De ce ai năvălit la putere la Ciolan dacă n-ai majoritate în Parlament? Stai în opoziție până ai majoritate în Parlament. Și vă referiți la cine? La cei care sunt la guvern. Încep să nebunesc. Păi dacă îi lăsam și la guvern, muream de mult. N-apucam criza sanitară. Muream de mult.
Bine că măcar au preluat în guvern și s-a mai estompat din distracția pe care au început să le de la de la PSD, da? Apropo de cinismul ăsta dus la extrem în zona electorală, dom'le, cât de mult să fim prostiți în față, apropo de PSD, că toți consilierii general PSD care au intrat, vestitele personalități cunoscute și arhicunoscute fotbalistice și au dat demisia. A fost domnul Petre Roman, domnul Petre Roman nu era din zona fotbalului, nu, dar zic ca personalități. Și au dat toți demisia acum ca să ce? Să meargă la senator, că au văzut că nu le convine. Au fost votați, ei sunt consilieri, erau, pardon, consilieri general. Cum adică? Și declară după aia. Păi este simbolică acea cotizație de consilier, domnule Boancă, da, să pus și oamenii la mai bine. Să fim serioși acum, se declară cu seninătate, așa că am candidat doar ca să ajut PSD-ul, că eu n-aveam de gând să fiu consilier general. Dom'le, dar chiar așa, atât de proști ne cred oamenii ăștia, adică chiar nu suntem în stare să fim, să avem bun simț, să avem un respect față de oameni și recunoștință tot față de oameni, pentru că până la urmă și la sfârșit te duci cu să-ți asumi niște responsabilități. La asta mă refeream momentul în care am înființat acea platformă politică intitulată Partidul Liberal, respect și recunoștință pentru România, pentru că în momentul de față clasa politică este lipsită de exact acest lucru, de respect și de recunoștință și total irresponsabilă față de ceea ce, cum să zic, folosesc prosteala ca o virtute, ca pe o virtute. Ori nu este, credeți-mă, asta este minciune, înșelăciune. Dacă e să o trecem în codul penal, teoretic, se încadrează foarte ușor la înșelăciune. Nu ar trebui să-i băgăm pe toți la pușcărie, că ne-au înșelat. Una zic și alta fac. Deci, adică cum? Am venit doar ca să votați PSD-ul, că eram eu pe listă, după care eu mă retrag și urmează gașca care trebuia să vină, că sunt la rând următorii 40. Nu, domnule, ți-ai luat candidatura în primire, pa, sănătate, ai renunțat la ea. De asemenea, pa, numai ce căuta la Senat. Ai renunțat doar pe caz de boală sau mai știu eu ce, că te-ai răzgândit și ești senil. Ți-ai dat seama că nu ai gândit cu tot capul. Declar pe propria răspundere că n-ai fost în toate facultățile mentale când ai depus declarația de solicitare de a fi consilier, ca de candidatură. Deci, la asta mă refer. Deci, avem și cu PSD-ul destule, dar ce începusem să vă spun și nu apucasem să termin, este ok, este în momentul de față o criză, o situație acută, da, ca și grafic este foarte ascuțită, dar noi trebuie să ne uităm în momentul de față dar ce putem face și geometrică. Pe termen lung. Nu este în progresie geometrică. Nu voiam să spun, nu vorbeam de progresia crizei în sine, ci vorbeam de starea generală a țării, în momentul de față. Trebuie să te gândești și pentru situații pe termen lung, că această criză e acum, dar ea va trece. Ce faci mai departe? Ok, tocmai venisem mai devreme cu partea de hai să potențăm anumite domenii economice în care suntem top. Le putem duce top. Deci România, clar, poate face agricultură la nivel foarte înalt. Nu înalt, foarte înalt. Și producții masive. Da? Nu se vrea, habar n-am, poate încurcăm pe alții, dar totuși, să nu fim cinici, ne sinucidem. Da? Haideți să luăm învățământul la discuție. Nimeni, absolut nimeni, dar absolut nimeni, nici măcar un partid, ok, nu contează că ești în opoziție. Păi da, vino și sună din trompetă și trage alarma faptului că învățământul din România este unul dintre domeniile strategice la care trebuie să se lucreze și trebuie updatat la condițiile actuale. Altfel ne ducem direct în cap. Noi nu vom putea face față niciunei situații viitoare, deși este în momentul de față predictibilă. Da? La ce vă referiți? Uitați-vă la partea de evoluție în tehnologie, în general, nu doar în învățământ. Învățământul se poate face și online. Da, într-adevăr, este vorba despre atenția copiilor, ok, doar cei din zona mică care încă sunt puși să caligrafieze și care au nevoie de un îndrumător foarte apropiat. Dar asta poate merge la nivel informațional ca implicarea și a părinților, că până la urmă copiii sunt și responsabilitatea și a părinților, nu doar a dascălilor. Ok, să vii să predai niște tehnici, să înveți niște tehnici, reduci complexitatea sau, nu știu, multitudinea informațiilor la esențial. Uitați, da? Ați punctat o chestie foarte tare, domnule Boancă, despre care nu am auzit în spațiu public până acum. Nu s-a făcut nimic cu părinții.
Adică, în loc, pe lângă povestea asta cu școala online, ar fi trebuit făcut un tutorial cu părinții despre absolut cum să gestioneze este și cum să-i exact ajute și să le dea niște instrumente să lucreze este cu copiii. Este absolut necesar, pentru că în momentul în care s-a transpus în online, nu mai este doar învățătorul de față cu copiii. Copiii la distanță sunt de cele mai multe ori aproape de părinți. Ok, poate nu e neapărat nevoie să fie părintele lângă copil în momentul în care îi se predă în online. Dar trebuie să existe o situație, o comunicare în care părintele să aibă un rol important în supravegherea procesului educațional al copilului, să vadă, măcar să verifice faptul că, bă, ăsta a învățat ceva. Nu, sau nu joacă exact jocuri pe calculator exact în timp ce este se predă la matematică. Este preocupat de ceva, de poate face acolo. Sau, pur și simplu, v-am spus, pe grupe educaționale, cu cât crește vârsta, cu atât interesul sau interesul din proprie inițiativă al copilului să învețe este mai mare și atunci atenția, focusul și efectul transmiterii informației în online este mai mare decât la cei mici care sunt total neatenți pentru că ei încă sunt cu gândul la joacă și așa mai departe. Deci trebuie readaptată situația, pentru că există posibilitatea, ok, dispare COVID-ul, dar există la un moment dat posibilitatea, nu știu, să apară altceva, un nor de toxic de care nu poți să scapi timp de un an de zile. Habar n-am, nu știu, fabulez, e situații de la fel sau cel puțin asemănătoare, ce facem? O luăm de la capăt, rămânem tâmpiți, nu să știm să ne descurcăm unul cu altul, nu să mai știm să vorbim, nu să mai știm să scriem, nu să mai știm să calculăm, pentru că ce? Că nu suntem în stare să adaptăm învățământul în online sau să responsabilizăm și părinții și copiii să poată să participe la chestia asta. Deci sunt lucruri extraordinar de multe la care se puteau gândi. Plus că evoluția asta ascendent sau nu știu, trendul evolutiv din punct de vedere al tehnologiei schimbă și asta nu e de acum, deci nu e cu COVID-ul, nu e cu... Este o chestie care s-a observat și s-a predicționat și de către sociologii, de către psihologii, de către... cum să zic, oamenii de știință, faptul că trendul ăsta evolutiv este din ce în ce mai, cum să zic, mai rapid și meseriile din viitor, adică viitor, când spun viitor, nu vorbesc de 200 de ani de acum încolo, pentru că nici habar nu am unde, cât de abruptă poate fi creșterea, vorbesc de următorii 15 ani, 15, adică un ciclu de la clasa 1 la clasa 12 a determinat liceu. Practic, copilul devine major și el trebuie să înceapă să facă ceva, să fie preocupat de ceva. Că nu toată lumea este neapărat nevoie să facă și studii superioare, eu știu, licențiate, nu? Dar zic, meseriile viitorului și viitorului cel mai apropiat în 15-20 de ani se vor schimba ca fișa postului și ca mod de lucru, pentru că evoluția tehnologică va duce zona aceea de muncă clasică într-o zonă robotizată, automatizată, iar omul nu trebuie să stea acum, ok, nu mai fac aia, gata, nu mai știu ce să facem, nu mai facem nimic, nu ne plouă în gât, nu? Că ne-a dispărut capul. Trebuie să adaptăm pentru noile meserii ale viitorului care vor fi îndreptate în zona afectivă și în zona, cum să spun, interumană. Până la urmă și la sfârșit pregătește-i pe oameni în restul lucrurilor în care nu vor interveni zonele robotizate și automatizate, da? Putem face multe alte lucruri. Dar nimeni nu s-a preocupat să vină pe zona, cum să spun, vocațională a învățământului. În România în continuare se preda, nu contează ce îți place ție, ce îți place biologia. Nu contează, tu trebuie să știi și istorie și germană și chineză și mai știu eu ce desen, habar nu am, deși tu ești pasionat de biologie și evident intri și în zona de chimie, un pic și de fizică poate și de, cu toate celelalte conexe. Lucrurile sunt, cum să spun, lăsate pe o amestecătură dintre asta de tip Bolonia, dar cu informațiile de tip vechi, în continuare se fac. De ce nu se restructurează, spre exemplu, materiile? S-au redus orele, dar materiile ca și număr tot atâtea sunt. Nu pot să refaci acest cadru și să știți că nu vorbesc chiar din auzite, adică din, nu din auzite, din
propria imaginație, pentru că oameni care se preocupă de studierea procesului educațional și modelarea procesului educațional în vederea adaptării la noile situații în România există. Ei chiar lucrează la acest proiect, la acest program, dar nu-i bagă nimeni în seamă. De ce nu se accelerează în sensul în care să li se pună la dispoziție toate informațiile și resursele necesare, astfel încât în următorul an, că tot această generație care au fost acum, a fost una de sacrificiu, să poată pune în practică un, cum să spun, un program nou pe care să-l aplice pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți, aș vrea să schimbăm puțin registrul discuției spre un segment, spre o direcție internațională. Punctul 1. În ce cheie ați citit dumneavoastră îmbolnăvirea de COVID a lui Donald Trump? În mai multe chei. Una poate fi strict populistă. E posibil să nu fie avut, e posibil să fie avut, deși din punct de vedere medical... Au fost multe informații contradictorii date chiar de stafful lui. Lucru care așa este. Ridică lucru multe care te face să te gândești. Bă, ăștia fac mișto de noi, nu? Într-un context în care Donald Trump era scădere masivă era, cu 10% sau nu știu, mult în urma contracandidatului său, fiind la putere. Adică da. Una este să recuperezi o astfel de diferență ca challenger și alta e să pleci de pe locul 2 tu fiind cel care deții funcția. Adică era da. într-o situație de pierdere clară. Și atunci încep să spui niște semne de întrebare dacă nu cumva acesta a fost o manevră mediatică, da, politică. Este foarte posibil că la ora actuală nu te mai poți încrede în nimic. Strategiile de comunicare speculează, acum vă spun o chestie, că mai devreme povesteam de acei sociologi care ar trebui să fie incluși în toate grupurile strategice cu care să lucreze guvernul. Hai să-l umanizăm. Uite, săracul este exact, și el. Credeți că degeaba vorbesc despre acei sociologi? Este vorba despre orice măsuri faci tu și orice programe trebuie să le comunici și trebuie să fie convingătoare. Ei bine, niște studii sociologice îți poate spune pe zone și pe areale foarte concrete cum trebuie să comunici astfel încât mesajul tău să fie A, înțeles și B, să fie și de acord cu el. Și mai am o problemă, eu personal. Americanii folosesc foarte mult acest tip de studii sociologice pentru că ei așa își bazează, cum deciziile. Zice, nu doar deciziile, și mesajele electorale în campanie și nu doar Donald Trump, ci și contracandidatul domniei sale. Deci eu refuz să cred la acest moment că președintele Statelor Unite, indiferent cum l-ar chema pe el, da? Se poate îmbolnăvi de COVID. Personal refuz să cred acest lucru. Îmi dați voie să fiu de acord cu dumneavoastră? Cu niște motivații pe care nu o să le aduc în această emisiune. Nici pentru eu, dar le bănuiesc. Sunt aspecte care țin, să spunem, de securitate, dar eu nu cred acest lucru, la nivel personal. Da, și aș fi curios să văd cumva o formă de dovadă, nu știu, materială, că într-adevăr Donald Trump bine, noi putem și, să luăm și dacă ni se prezintă niște analize nu putem să știm ale cui da, sunt și mai departe. Putem să luăm de bună faptul că chiar a avut. Ok, da. Și dacă a avut și, asta dacă, e. Și dacă a avut, ce înseamnă? Dacă a avut, înseamnă că a avut ghinion. El a pus-o pe seama faptului că în membrii din lui stafful lui da, au fost persoane care au contactat acest virus și așa mai departe. În fine, dovada faptului că a trecut peste situația respectivă și populismul ăsta cu am lucrat și din spital, că nu deleg atribuțiile către alte persoane, vicepreședinți și așa mai departe, a vrut să aibă ca efect ridicarea lui în sondaje, să măcar să aibă șansa cum să zic, de bătaie la... Deci înainte de această câștigare. Problemă, Donald Trump pierduse. Era destul de... Da, așa cum va pierde, cred, pentru că, cum să spun, democrații sunt mult mai sus în sondaje, adică la ei 5% sunt consistente, plus că... Și nu se fac sondajele ca la noi, nu? Că am văzut niște nu, măcar că sunt atenți unii și alții la sondaje, adică nu o să vezi republicanii că vin cu ceva și democrații cu totul și cu totul altceva, cum se întâmplă pe la noi. Da? Adică nu e ca la domnul Ponta să-l dea cu 10% și să ia 1%. Exact.
Dar problema este că uitați-vă că totuși Donald Trump acum contestă într-un fel sau altul legitimitatea sau corectitudinea de fapt a votului electronic, pentru că știe că pierde și își dorește, că pune pe seama faptului că, vezi, dragă doamne, votul electronic poate fi influențat de marile state. Păi da, nu ești tu cel mai mare stat din punct de vedere al, cum să zic, securității, al tot ceea ce trebuie. Tocmai tu te temi că alte state îți pot influența tocmai votul tău. Păi este atacuri cibernetice sau la cibernetice? Da, ei se referă la faptul că Rusia, spre exemplu, sau China, habar n-am cine, la cine s-a referit, dar una din cele două state ar putea influența votul, adică să-l schimbe. Oamenii votează într-un fel și electronic vorbind, cum zic ce domnia sa, schimbă votul în favoarea lui Biden. Păi asta nu le-a dat prin cap la ai noștri. Bine, n-am avut vot electronic. Păi ar cam trebui să-l avem, pentru că situația de față o arată că este nevoie. Chiar așa, de... domnule Boangă, de ce nu avem vot electronic? Pentru că nu s-a vrut. Deci de ce nu avem vot electronic? Orice explicație ne pot da, că n-au avut de unde să cumpere echipamente, că n-au avut nu știu ce, dar să facă singura o aplicație să voteze plauzibilă. Omul după telefon, că orice țăran după câmp la vacă are un telefon, da, să apese o tastă, nu există. Singura explicație plauzibilă este că nu s-a dorit. Explicația este plauzibilă și nu s-a dorit. Dacă vreți să vă convingeți de acest lucru, vorbiți cu unul dintre decidenții politici, dar așa, fără camere, fără, pur și simplu, amical. Și vă va recunoaște faptul și probabil că vă va fi și spune și din ce cauză. În momentul în care votul va fi unul electronic, prezența sau cel puțin dorința de a vota va fi mult mai largă și atunci și mult mai facilă fiind acțiunea, numărul votanților se va apropia de peste 80%. Păi inclusiv la aceste alegeri, domnule Boangă, nu s-a putut vota decât în localitatea de domiciliu, mulți nu au votat. Pentru că, fiind în București, nu s-au dus în Maramureș să voteze, da, ca un buletin acolo. Irrelevant. Acum, ideea este că modalitatea asta de vot, eu vă mai spun o treabă, este, nu zic că este total nefraudabilă, nu, dar se poate identifica cum s-a fraudat, pentru că totul se întâmplă electronic. Cine gestionează este traceable, cum se spune. Da? Pentru că și nu este dovedită de acum. Există un sistem de vot, este practic un sistem de vot mixt, în care tu practic votezi electronic, dar primești un cod pe hârtie, care este doar la tine în mână și îți poți verifica votul tău cum a fost numărat. Dar oricine își poate verifica votul că a votat cu X partid, da? El se duce și e cuantificat. Deci ai un cod al tău pe care doar tu l-ai. Da, și după numărarea, după rezultate, astfel încât tu îți păstrează anonimitatea, dar da, tu ca persoană poți verifica unde este votul tău, cel că s-a numărat unde trebuie. Da, cel care contolizează nu știe cine a votat, cu ce a votat, însă tu, pe baza acelui cod care se află doar la tine și în calculator, că codul ai okay, acela, exact, okay. E ok, poți să vezi exact la cine a fost numărat. Și ce ne oprește, domnule Boangă, să facem acest lucru? Pentru că nu se vrea, evident. Nu mai ai nicio predictibilitate și atunci, teoretic, gradul de cinstit câștigare a alegerilor va fi mult mai ridicat decât este acum. Când mai iau un sac, mai mută. Când se bazează fiecare pe masa lor critică de haideți bă la vot că voi sunteți ai mei și votați cu mine. Și atunci ei practic în campanie ce fac? Încearcă să facă astfel încât să aducă cât mai mulți dintre nehotărâți, că masa critică vin sigur. E asta se întâmplă în campanie, nu? Încearcă să aducă cât mai mulți dintre nehotărâți să voteze. Să lasă pe Donald Trump deoparte. Lăsați-l deoparte. Ce observ? O lipsă de leadership, domnule Boangă. Asta da, dar asta nu spunem deci, noi. Deci unde e doamna asta... Merkel? Unde e domnul Macron? Unde asta este iertați-mă, premierul asta Italiei? Unde este premierul Spaniei? Asta au spus-o mari oameni politici internaționali. Asta ne doare pe noi la ora actuală, la nivel global. Lipsa leadership-ului. Nu mai există lideri adevărați sau oameni de stat. Să iasă în față, să spună, oameni buni, uitați care este situația, ce am făcut, ce se preconizează, ce, sunt toți pitiți. Da, sunt toți pitiți și... Mai există Parlamentul European? Că, cumva?
teoretic în scripte există, că nu s-a desființat, încă nu l-au desființat. Nu, știu, dar... că mai există, că spunea domnul Băsescu, da, că și-a servieta se duce din nou la serviciu, dar a, bun, perfect. Ce înseamnă fac că acolo, există, domnule Boangă? Nu știu, se preocupă de probabil lucruri care nu par a fi preocupări normale. Adică către noi nu apare că s-ar preocupa de ceva. Ei s-au preocupat atunci când au hotărât, gata, uite, facem strategia asta de ajutorare. Sau poate n-a ajuns la noi suficient de multă informație din care să vedem că ei chiar au făcut ceva. Dacă ar fi făcut ceva, probabil că ar fi ceva cu adevărat notabil. Probabil că s-ar fi ajuns. Uite, au găsit soluția de a ieși din criză. Avem planul A, B, C, D, E, F și pe ăsta îl facem, ieșim din criză. Dar se pare că nu. Nici ei nu sunt, cum să zic, niște Dumnezei să știe adevărul absolut. Dar problema este că, cum să zic, neprofesionalizarea gestionării acestor crize este dureroasă. De ce? Aceste comitete de intervenție, de gestionare a crizelor și așa mai departe, ele există la nivel guvernamental, însă deciziile sunt de natură politică. Dacă ei pot face recomandări, politicul le ia sau nu le ia. Sau, de cele mai multe ori, se întâmplă că politicul vine cu o idee și ei o validează în sensul în care o îmbracă cam cum ar trebui să se întâmple. Problema nu așa se pune. La noi, eu mă întreb, eu lăsând la o parte, mai departe de Parlamentul European, mai departe de ce vreți dumneavoastră din lume, da? La noi, Consiliul Suprem de Apărare al Țării, cu ce se ocupă? Că acum suntem într-o situație în care, într-adevăr, e grav. Ați văzut și dumneavoastră că am senzația că au scos din categoria Securitate Națională corupția, care era băgată ca situație de Securitate Națională. Nu mai e corupția problemă acum. Nu știu ce, nu mai e altceva. Păi cum să nu fie corupția problemă acum? Corupția e una dintre mari probleme. Da, tot discutăm. Ați mai auzit și dumneavoastră cineva vorbit de corupție în afară de ăla care săracul probabil că n-a avut noroc cu săracul. Mai puțin inteligentul nu a avut noroc că a picat de măgăruș că a cerut el 700 de mii de euro ca să cumpere nu știu ce măști. Probabil că a fost pus să zică, bă, n-am trebuie să cumpere. N-am văzut tata, bă, bine, domnule Boangă. Trebuie să, nu vreau să suspectez de nimic, nici nu știu dacă e acel, e problema lui, dar zic așa, dacă ăla este singurul caz de corupție, păi da, ce am făcut? A fost dita mai campania electorală, dar toată lumea din toate județele astea, nu uitați că domnul Liviu Dragnea, și nu uiți în partea, a ajuns să facă închisoare pentru faptul că a angajat două măturătoare de la Consiliul Județean la partid. Atât. Despre ce vorbim? Asta era marea corupție. Da? Nu. Ideea este simplă. Suntem preocupați de cu totul și cu totul. S-a făcut pușcărie pentru, da, pentru termopane. Suntem preocupați de cu totul și cu totul alte lucruri decât de lucruri cu adevărat importante. Eu vă spun acum, am încredere în ceea ce se va întâmpla de după alegerile locale, că totuși trendul va fi unul relativ corect. Și vă spun și de ce. Sunt județe în care s-au început și s-au inițiat și se vor începe proiecte de investiții. Țineți, subliniez acel cuvânt, investiții. Până acum doar se făceau cheltuieli pe diverse ajutoare sociale. Doar investițiile pot scoate sau ține pe linia de plutire din punct de vedere economic România. Pentru că din punct de vedere social, un lockdown, să închizi țara acum, nu are niciun efect. Bolnavi tot vor fi și tot în număr crescător. Pentru că oamenii vor trebui să iasă din casă și nu, având în vedere faptul că... Deci statistica și matematica este foarte simplă. Cu cât numărul îmbolnăvirilor crește, cu atât probabilitatea răspândirii virusului este mai mare, este evident. Da? Deci în niciun caz nu vor scădea aceste îmbolnăviri. Și dacă închidem, și dacă nu închidem. Dar dacă închidem, umorim țara de tot. Suntem, da, la final, corect. Domnule Boangă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți alături de programele Canal 33.